O femeie din comuna Letca, județul Sălaj, a fost grav accidentată duminică 7 februarie de un șofer sătmărean în timp ce traversa strada regulamentar. Un bărbat din comuna Letca a solicitat prin apelul de urgență 112 un echipaj de la ambulanță, relatând faptul că soția sa a fost lovită de un autoturism între localitățile Cuciulat și Letca, iar după accident șoferul și-a continuat drumul. În urma verificărilor efectuate de polițiști, suspectul, un bărbat în vârstă de 48 de ani, a fost identificat pe raza localității Tășnad. Acesta a fost testat cu alcool testul, iar rezultatul a evidențiat o alcoolemie de 0,65 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Cu ocazia cercetărilor s-a stabilit că șoferul, în timp ce conducea autoutilitara proprietate personală pe drumul național 1H între localitățile menționate, a efectuat o manevră de depășire a unui autoturism, moment în care a acroșat o femeie de 35 de ani din Letca, care se deplasa regulamentar în calitate de pieton pe marginea drumului în sensul său de mers, după care a părăsit locul faptei fără încuviințarea poliției. Urmare a impactului, pietonul a fost rănit grav, ulterior fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale și investigații. Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției și conducere pe drumurile publice a unui autoturism de către o persoană care la momentul prelevării mostrelor biologice are o alcoolemie peste limita legală, fapte prevăzute de codul penal.